Astăzi suntem la drobeta Domnul Severin. Dacă vă uitați în stânga, unde vedeți acele căsuțe, acolo vom merge și noi. O să mergem la schimbul valutar să vedem cât valorează 100 de lei românești. Salutare! Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi suntem la drobeta Turnu Severin și vom merge în Serbia, mai exact în Cladova, la doar 30 de minute de drobeta Turnu Severin de România. Ne apropiem de porțile de fier 1, aceasta este vama pe unde puteți trece în Cladova. Este la doar 2-3 km de drobeta Turnu Severin această vamă. Iar trecerea, în general, este ușoară, nu este foarte aglomerată. În schimb, părerea se pare că este foarte aglomerată de data aceasta. Probabil că mulți români pleacă acum în străinătate și aleg vama aceasta, deoarece este mai liberă. Dar să sperăm că o să trecem destul de repede. Ceea ce vreau să vă spun este că pentru a trece în Serbia aveți nevoie doar de actul de identitate, permis de conducere, dacă sunteți șoferul autoturismului, și certificatul de înmatriculare. Apropiem și noi de punctul de trecere. Am trecut și vama. A durat undeva la 15-20 de minute. Mai avem acum să trecem în Serbia, la vamă. Sperăm că merge la fel de repede. Și în vama de la Sârbii pare destul de aglomerat, dar poate că va merge mai repede decât la noi. Aveți și un shop acolo în dreapta, unde dacă vă plictisiți, puteți intra măcar să vă luați câte ceva. Cred că mai este deschis, nu știm sigur, dar când o să ajungem în dreptul lui, o să vă spunem. Puteți renunța la ideea de a merge la shop, deoarece văd că este închis. În vama din Serbia lucrurile se mișcă mult mai repede decât la noi. Stăm doar de 5 minute și ne apropiem de punctul de control. Am trecut și de punctul de control din Serbia. Acum ieșiți din vamă. Dacă alegeți să mergeți spre stânga, veți merge spre Cladova. Iar dacă alegeți să mergeți în partea dreaptă, veți merge către capitala Serbiei, adică spre Belgrad. Dunărea. Sunt chiar vis-a-vis de drobeta Turnu Severin, acolo este România, iar noi suntem în Serbia vis-a-vis. Ce vreau să vă mai spun este faptul că aici, în Cladova, fiind foarte aproape de România, drobeta Turnu Severin, oamenii vorbesc destul de bine limba română, ceea ce e un lucru foarte bun. Puteți plăti chiar la restaurante sau magazine în lei, vi se face conversia pe loc. E un lucru foarte bun, deoarece nu mai trebuie să stați pe la casele de schimb valutar, să schimbați bani, să rămâneți cu dinari, să nu aveți ce face cu ei apoi în România. Și am intrat și în Cladova, o să mergem prima dată să bem o cafea și o să vă lăsăm câteva cadre de pe aici cu diferite locuri pe care le puteți vizita. Aici este parcarea unde puteți lăsa mașina dacă veniți și vreți să mergeți în centrul Cladovei. Parcarea este gratuită. În limita locurilor disponibile. Sperăm să și găsim un loc de parcare. Am parcat mașina, iar acum ne îndreptăm spre centrul Cladovei. Suntem în căutarea unei terase să bem o cafea. Cladova este un orășel destul de mic, dar foarte bine aranjat, cu ceva terase frumoase unde chiar vă puteți relaxa minunat. Am ajuns în centrul Cladovei, puteți vedea chiar o catedrală acolo care este destul de frumoasă. Vă vom arăta diferite restaurante și terase de aici, iar prețurile sunt mai mici decât în România. O să mergem la schimbul valutar să vedem cât valorează 100 de lei românești aici în Serbia. Pentru 100 de lei românești am primit 2100 de dinari. După cum i-a calculat fata de la schimbul valutar, 100 de dinari ar valora undeva la 1 euro, deci 5 lei pe 100 de dinari, ceva de genul. Să știți că este destul de aglomerat, adică chiar terasele de aici sunt pline.
Ne-am oprit la terasa Car Cafe, ne-am comandat două espresso, de fapt nu prea sunt espresso, sunt două cafele, două cola și haideți să vă arătăm și meniul, să vedeți ce prețuri sunt. Doriți să veniți aici, să știți că puteți comanda doar de băut. Ne-am uitat în meniu și nu au nimic de mâncare. Cafeaua arată foarte bine. Am pus puțin zahăr. Amestecăm, adică se vede că are și spumă. Și acum să vedem și ce gust are. Foarte tare, dar e foarte bună. Ce ne place foarte mult aici este faptul că aveți umbră foarte multă, deoarece fiecare terasă este acoperită de umbrele. Haideți să vă arătăm și nota, băiatul a venit cu ea mai devreme, deoarece am înțeles că au un schimb de tură și probabil așa procedează ei. Pentru două espresso cu lapte și două cola cu lămâie am plătit 6 euro. Eu zic că este destul de ieftin față de la noi. Și cafeaua este chiar bună. Haideți să vă spun o impresie pe care tot timpul mi-o lasă acest mic orășel din Serbia. Îmi dă o senzație ca și cum aș fi în București, în centru vechi, numai că un centru vechi e mult mai mic, care e foarte ok pentru relaxare. Acest lucru este datorită teraselor care sunt asemănătoare celor din București, dar și a pietrei cubice pe care o găsiți în tot centrul orașului. Aici unde ne și aflăm se află bazarul vechi, principalul loc al evenimentelor orașului, cu numeroase restaurante, pizzerii, cluburi și numeroase magazine, chiar și de suveniruri. Deoarece multe din clădirile din bazar au păstrat construcția și caracteristicile arhitecturale ale timpului în care au fost create, această parte a orașului a fost plasată sub protecție ca un bun cultural. Este locul perfect unde puteți încerca cea mai bună supă de pește. A devenit un renumit centru turistic care te face pur și simplu să uiți de agitația din orașele mari. Este un loc plin de verdeață și haideți să vă arătăm și parcul de la intrarea din Cladova. Este locul perfect unde vă puteți relaxa la o scurtă plimbare, aveți și un loc de joacă pentru copii, există foișoare și băncuțe dacă cumva ați obosit de la plimbare să vă puteți odihni. Și aici în centru aveți terase atât cu mâncare cât și cu băuturi, cocktailuri și nu în ultimul rând nu uitați de înghețata sârbească de aici deoarece este foarte, foarte bună. Cum v-am spus, se recomandă să mâncați aici saramura de pește, deoarece este foarte bună, și pleșcăviță sârbească. Este o carne cu niște condimente specifice lor, pe care o găsiți fie simplă, fie umplută cu diferite chestii, cașcaval, șuncă sau multe altele. După cum vedeți, sunt însemne și scrisuri chiar și în limba română. Haideți să vă arătăm și centrul cultural de aici din Cladova, unde, din câte am înțeles, în weekend se fac diferite spectacole cu muzică ușoară, muzică locală, iar oamenii vin aici, se relaxează și ascultă o muzică bună. Să nu uităm și de magazinele de suveniruri, care niciodată nu lipsesc. Chiar au lucruri destul de interesante și dacă ajungeți aici, merită să luați un suvenir ca amintire.
Și să nu credeți că am uitat să vă prezentăm catedrala de aici din Cladova, se numește Catedrala Sfântul Gheorghe, care este înconjurată de alei și spații verzi care sunt foarte, foarte frumoase. Este înființată în anul 1856 și, după cum v-am spus, se poate vedea chiar de la intrarea în oraș, având o siluetă minunată, înaltă, albă și zveltă. Scurtă informație, nu putem intra înăuntru în biserică să filmăm, deoarece accesul cu telefoane este interzis, însă vă recomandăm să intrați, deoarece înăuntru sunt lucruri foarte, foarte frumoase și interesante. Ce nu am înțeles niciodată aici în Cladova este acest panou care afișează numai persoane care au decedat recent. Nu știu dacă sunt ceva personalități ale orașului sau pur și simplu când cineva moare aici în oraș și se trecut aici pe panou. Haideți să vă spunem și despre Cladova, care are rădăcini vechi, iar în perioada Imperiului Roman am înțeles că s-a numit Zanes, în timpul năvălirii slavilor și a schimbat numele în Novigrad, iar mai târziu turcii au ridicat aici fortificația Petislam. Denumirea de Cladova a apărut în secolul XVI în hârtiile austro-ungare. Localitatea s-a dezvoltat de la rangul de sat la oraș atunci când a avut loc marea realizare inginerească română-sârbă, adică barajul Porțile de Fier 1, pe care l-ați văzut chiar de la începutul acestui videoclip. Sârbii nu sunt foarte dezvoltați, deoarece cred că știți și voi că au trecut printr-un război destul de urât aici, însă s-au ridicat ușor-ușor și sunt ceva schimbări. Și acum o să mergem către faleză. Am înțeles că este și o plajă aici, unde români din Drobeta Turnu-Severin și sârbii preferă să meargă să facă baie și plajă, deoarece este gratuit. Și haide să vă arătăm, nu știu, e posibil să fie ceva sărbătoare aici în Serbia, deoarece sunt tot felul de concursuri cu funia aici pe malul apei și chiar și lăutari. Haide să vedem și cine câștigă aici la acest concurs. Se pare că se chinuie ceva băieții. Aș putea spune că singura atracție de aici este Dunărea, care te invită la o plimbare cu vaporașul Zderdap, de la hotelul Zderdap, care te poate duce până la insula Șimian. Este un traseu de 2 ore. Insula Șimian este o insulă românească, iar până acolo puteți vedea atât malul românesc cât și cel sârbesc. Am înțeles că pe parcursul călătoriei se poate lua și masa pe vapor, deoarece acolo găsiți bucătari și ospătari. Iar pe tot parcursul traseului puteți observa atât pe malul sârbesc cât și românesc diferite fortificații, cum ar fi cetatea din Drobeta Turnu-Severin. Găsiți aici pe faleză și un parc unde vă puteți relaxa și admira această minunată ancoră. Modul în care este realizată este extrem de frumos. Și am luat o mică pauză deoarece am obosit puțin de la atâta plimbare. Suntem aici pe faleză și puteți admira cu drag toate vapoarele care traversează fluviul Dunărea. Să nu mai spună cineva despre români că noi nu suntem dezvoltați și nu avem fabrici și uzine, deoarece uitați ce șantier naval, unde încă se fabrică nave și chiar nave de dimensiuni foarte mari. Eu zic că este un obiectiv destul de interesant și de aici îl vedeți din plin. Acum ne îndreptăm spre plajă, suntem chiar și noi curioși, deoarece nu am mai fost de mult timp aici. Cum arată această plajă? Și aceasta este plaja din Serbia. Nu știu cum vi se pare vouă, dar mie îmi dă senzația de o stațiune de pe litoralul românesc, că avem umbreluțe. Plaja este destul de mare, apa se vede foarte curată, dar probabil este cam rece, având în vedere că vorbim despre Dunăre. Nu prea le-am eu cu pescuitul, dar uitați-vă și voi în apă câți pești se văd.
de la dimensiuni mici, chiar unii destul de mari. Cred că aici este raiul pescarilor. Nu este o plajă foarte amenajată, dar sincer eu aș prefera mai mult această plajă la o apă răcoritoare decât o piscină la strand amenajată. După cum v-am spus, bineînțeles, restaurant cu vedere direct la Dunăre. Chiar are o terasă foarte frumoasă și cred că mâncarea este destul de bună, din câte am înțeles. Noi o să mâncăm în altă parte, dar dacă ajungeți aici, vă recomandăm și acest restaurant și ne puteți lăsa comentarii despre cum a fost. Schimbarea de planuri, se pare că priveliștea ne atrage foarte mult și am rămas aici la restaurantul pe care vi l-am prezentat, lângă plajă. Haideți să vă arătăm și meniul, care este foarte diversificat, aveți de unde alege. Am comandat două pleșcăvițe și două limonade. Suntem nerăbdători să vedem cum arată pleșcăvița, pentru că noi de obicei obișnuim să mâncăm la Techianca. Și dacă cumva aveți în plan să vizitați cazanele Dunării, care se află pe clisura Dunării, vă recomandăm să vă opriți și în Serbia, dacă veniți din Drobeta Turnu Severin. A venit și limonada, haideți să gustăm, să vedem ce gustare. Este o simplă limonadă. Este foarte agră. Este a doua oară când ne luăm în Serbia limonadă. Și de fiecare dată e la fel, ei nu pun nimic special în ea, dar să sperăm că pleșcăvița este mai bună. Ținem să vă menționăm că servirea nu este deloc grozavă, a durat cam vreo 10 minute să ne ia comanda. Așteptăm de aproximativ 15 minute să vină pleșcăvița. În partea cealaltă, la Techianca, unde obișnuim să mâncăm, servirea merge mult mai rapid și totul decurge super bine. Haideți să vă arătăm și pleșcăvița, arată cam așa, destul de interesantă, să și gustăm. Foarte bun. Într-un final am mâncat-o la Techianca, unde obișnuiam de obicei. Am avut o peripeție foarte nasoală, deoarece am stat aproximativ 50 de minute la prima terasă. Să așteptăm două semișuri, două pleșcăvițe, iar în momentul în care l-am întrebat pe ospătar dacă mai durează, a zis că nu știe, că deoarece e o problemă la bucătărie. Am hotărât să plătim ce am comandat prima dată, cele două limonade, și am plecat mergând la Techianca, unde mâncam de obicei, unde pur și simplu a durat doar două minute să primim două pleșcăvițe, o cola și o apă, pentru care am plătit doar 6 euro. Și a fost foarte, foarte bună. Cum v-am zis, la prima terasă servirea a fost foarte proastă, deci nu vă recomandăm. În schimb, la Techianca niciodată nu am avut probleme nici cu servirea și nici cu mâncarea. Și mâncarea a fost tot timpul proaspătă. Da, și foarte bună. La Techianca aveți posibilitatea să mâncați pleșcăvița pe terasă, în față, în chiflă, sau puteți intra în restaurantul din spate să o mâncați la farfurie, unde, bineînțeles, prețul diferă puțin. Și cu ocazia asta încheiem și noi acest vlog. Ne luăm la revedere de la voi și dacă v-a plăcut, vă rugăm să ne dați un like.